Deși o parte din pista aeroportului Sibian continuă să se prăbușească, oficialii aeroportului internațional Sibiu spun că accesul aeronavelor și funcționalitatea pistei nu sunt afectate. Terenul care susține o parte a pistei aeroportului internațional Sibiu s-a prăbușit în august 2010. De atunci însă alunecările continuă să se producă de la o lună la alta. De 2 ani constructorul nu a luat nicio măsură, iar pista continuă să se degradeze. Deși pista nu este pusă în pericol, conducerea aeroportului spune că ar trebui luate măsuri urgente pentru remedierea situației. Pe mulți sprijină aeroportul, încearcă mediere cu constructorul, consultantul și proiectantul și tot la începutul acestei luni vom primi răspunsul vis-a-vis de solicitarea a Consiliului Județean să încerce o reparație în termen amiabil, fără instanțe. Procese, da? Administratorul aeroportului Sibiu, respectiv Consiliul Județean, se află acum în proces cu constructorul și proiectantul lucrărilor care au avut loc în 2009. Asta pentru că lucrarea de la aeroport s-a prăbușit chiar înainte de a ieși din garanție. Pentru asta, Consiliul Județean a cerut despăgubiri de 15 milioane de euro.